Bună ziua și după asta. Bună ziua din nou. Hai să luăm drumul la aer. În primul rând, duceți drumul la înregistrare, ca fiecare să-ți confirme că este de acord să înregistreze. Nume, prenume și de acord să se înregistreze. Dacă cineva din sală nu este de acord, atunci nu se poate înregistra, că este foarte clar. Încă sub prevederile legale. Vă rog, doamna. Mincu Nina, de acord să înregistreze. Troie Madalina, de acord să înregistreze. Puiu Simona, de acord să înregistreze. Cam Abrăcan, de acord. Mai bine așa. Ca să nu apară discuții că cineva n-a vrut. Puneți Nina Mincu de acord să se înregistreze. Troia Mandalina de acord să se înregistreze. Puiu Simona de acord să se înregistreze. Ana Drăgan de acord cu înregistrare. Boicea Roxana de acord cu înregistrarea. Ardea Lumea de acord cu înregistrarea. Eu sunt evident dacă am fost de acord. Ceilalți? Ce nu am ieșit cu Burgina, de acord. Adrian, Alec, de acord. Bun, vă rog. Deci, în momentul ăsta tot e înregistrat. Cu acordul tuturor, suntem în cadrul legal corespunzător, vă rog. Domnule primar, n-am fi vrut să ne mai vedem în această conjunctură, dar noi, ca părinți, suntem nevoiți să apelăm din nou la bunăvoința dumneavoastră de a ne ajuta să mediem ceva ce s-a acutizat la secția noastră de gimnastică, adică față de data trecută suntem cumva și mai rău. Da? Da. Lucică, poate că ești atent la lucrurile astea. Da. Să ne auzim, să nu fie vreo discuție că s-a consemnat ceva în regulă sau a spus ceva. Atunci am vrut să am multe lucruri. Asta te rog. Da. Ok. Mă te lași telefonul. Nu, am dat și palmă cu înregistrare, ca să nu se întâmple. Vă revenim, vorba mă lungă să mergi eu. Deci am venit din nou la dumneavoastră, întrucât lucrurile la secția de gimnastică ritmică stau mai rău decât la ultima noastră întâlnire. Noi considerăm... Poți? Am fost și el într-o ședință. Am fost și el într-o ședință care nu ne-a ajutat să facem niciun pas în sensul rezolvării solicitărilor noastre. În ce sens? În sensul că în prezent suntem, ne aflăm în situația în care noi nu avem un antrenor la secție și suntem în prag de competiții naționale și noi nu ne putem prezenta la competiții, deși copiii noștri de sunt legitimați și avem dreptul să participăm. Am înțeles, de ce nu aveți un antrenor la secție? Nu avem un antrenor la secție, întrucât nu este încheiat încă un contract de colaborare sub orice formă. Pentru că instituția subordonată mea nu a propus lucrul ăsta sau pentru că doamna antrenor care este în dreapta dumneavoastră nu a vrut să înregistreze? Nu este vorba de nu a vrut să-și însușească, ci forma în care a fost prezentată, prin impunere și fără niciun fel de justificare a sumei. Sunt două părți. Eu vreau să vă văd, dumneavoastră vreți să-l cumpărați. Și eu fac niște calcule, eu cresc așa. Dacă se împiedică orice fel de procedură și în momentul ăsta putem stabili o procedură împiedicată, la nivelul unui contract de colaborare, de atunci, sigur, voi lua măsurile și de mic pe toți. De contract. Dacă lucrurile astea nu sunt așa, și nu sunt așa, atunci, cred că e o problemă. În sensul doamnei antrenor, care tot face presiuni pe dreapta, pe stânga, până înainte, înapoi, în orice fel de lucru. Doamnă, nu am vorbit peste dumneavoastră cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru faptul că sunteți o doamnă. Am un contract, l-am propus, asta e suma raportată la un buget pe care l-au votat niște băieți care tot făceau pe deștepție. Putem să bun. Contractul respectiv a fost semnat doar de o parte și pus pentru a fi semnat. Un contract sinalamatic nu poate să fie decât semnat de două părți, dacă au... Și era semnat doar de o parte. Am înțeles. Iar în contract se prevedea faptul că a avut loc un proces verbal de negociere care se reflectă în suma din respectivul contract. Okay. La acea negociere, cealaltă parte implicată n-a fost prezentă. Am înțeles. O să vă rog frumos să vă explicați, pentru că mi se pare așa o joacă de asta. În calitate de ce vorbiți pe procedurile de la CSD? Vă ferici că aveți un copil care merge și face gimnastică? Care este... Mi-a spus doar să vă prezint situația care a fost... Doamna, dumneavoastră realizați cât de ridicol este că un om care a lucrat în CSM și s-a plătit la noastră nu e în stare să vorbească și de procedură. Pot să vorbesc și eu, nicio problemă. Vorbiți, frumos.
Păi nu, dumneavoastră îmi spuneți că nu s-au încheiat niște proceduri. Da, eu m-aș aștepta să spuneți care sunt lucruri, dacă sunt probleme cu condițiile de, de antrenament. Ce se întâmplă? Dacă mai lipsește lumea de... Domnul primar, m-ați întrebat și m-am găsit. Doamne, nu acum să întreb un terț care nu are legătură. Sunt un terț, dar cu implicare direct acolo, îmi pare rău să vă spun. Revenind, juridic? Juridic? Tot e ca mine. Să-i dau cuvântul doamnei. Ai, dați cuvântul, vă rog, dați-i cuvântul. Am vrut doar să vă spun ce s-a întâmplat în aceste ședințe care le-am... Care este situația? Bineînțeles că pot. Doamna a început discuția. Pot și eu să vorbesc aceleași lucruri și le-am făcut și în scris și le-am făcut la fiecare ședință de, cu consilierii și cu comisia de monitorizare, dar n-am primit, niciun răspuns. Păi nu, dânsii trebuie să-mi dea rezoluția. Dar cine trebuie să vă dea, doamnă? Dar presupun că conducerea clubului. Stimată doamnă, când avem un comitet de coordonare, de monitorizare, de ce vreți dumneavoastră? Am rezoluție, e un proces verbal, s-a încheiat ședința cu rezoluție. Care e? Rezoluția a fost ca domnul director să dea niște răspunsuri la niște întrebări și felul în care s-a negociat acel contract. Ce legătură are asta contractul? Păi, din cauza aceasta suntem în momentul de față. Pentru faptul că, nu mă întrerupeți, vă rog, și eu vreau să continui. Vedeți că dacă cineva îndrăznește... Da, să ce? Să vorbească, să aud că unii își dau jos... Putem să continuăm discuția? Putem să continuăm discuția? Domnul primar, vă rog să păstrăm firul. Roxana, te rog frumos. Aș vrea să continuăm firul discuției la ce vorbeam mai devreme. Modul în care mi-a fost oferit acel contract și felul în care mi-a fost oferit, am avut obiecțiuni în legătura lui. Am dreptul... Păi... Nu a existat o comisie de negociere, având în vedere că în acel contract se presupune că s-a încheiat un proces verbal al comisiei de negociere, iar eu nu am luat act de acel, la cunoștință de acel proces, am considerat că nu este în regulă. Am dreptate? Întreb. Vă întreb dacă am dreptate și pot. Da, și eu vă întreb să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Da, bineînțeles. S-au făcut comisia de negociere la nivelul CSM-ului, da? S-a discutat pentru fiecare antrenor și fiecare sportiv. Doamnei Simona Puiu i s-a înmânat un draft de contract, o sumă propusă. Draftul de contract este făcut din burtă de cineva, de comisie de cine? Draftul de contract făcut de CSM. Într-o comisie sau cum? În urma discuțiilor care au avut loc în comisia de negociere. Mi s-a prezentat draftul doamnei Simona Puiu. În urma discuțiilor cu șeful structurii sportive, a fost invitată inclusiv de mine și n-a putut să participe, a zis că are altfel de probleme. Putem să reluăm. Am de să... Vă las să terminați, după care vă explic eu cum a stat situația, că nu este așa. Dar nu este niciun ton ridicat. Nu este niciun ton ridicat și vorbesc ca să se audă și în înregistrare. Nu este niciun ton ridicat. Da, reluăm. Aștept să termine domnul director și reluăm. Explicați, există comisie, nu, i-ați propus, a dat draftul de contract mic, mare, mediu. Eu nu am contestat existența acelei comisii, ci faptul că acea comisie se numește de negociere, iar negocierea presupune ambele părți, corect? După... Stimată doamnă, dacă vreți să vorbim foarte corect, negocierea propune o propunere a noastră, așa, pe care o acceptați sau nu, să spuneți, eu vreau 7 lei plus, dați-i și mie. Doar atât? Dați-i și mie documentul în care ați spus, vreau 7 lei plus, doar atât? Dați-i, presupune... Eu nu mă pricep la gimnastică. Nu, comisia de negociere presupune ambele părți. Dacă nu puteați să spuneți că este o comisie de stabilire a salariilor. Ok. Trecem peste comisia de negociere. Suma. Trebuie să înțelegeți. Suma. Eu vin și propun ceva. Ok. Și vin la oricine negociază, da, și spune, bă, nu vreau atât. Vreau 1000 de lei în plus. Eu merg de la ceva într-o discuție. Ok. Și discuția asta unde trebuia să aibă loc? În acea ședință de comisie de negociere, nu? Da, păi și am fost chemată? Dacă trebuia să zic că vreau cu 5 lei în plus? Dacă permiteți și mie, am tăcut de fiecare dată când am spus în felul următor. Deci dumneavoastră ați primit
am verificat un draft de contract. Am primit un draft de contract care trebuia să-l semnez în ziua respectivă. Acela este contractul care mi s-a oferit spre semnare. Dacă doriți să vorbiți peste da. Da, vreau să vă vreau să vă clarific. Am întrebat șeful surprins pe tine. Da. Cum o primiți? Cum au primit și ceilalți? Mi se pare că faceți puțin mișto de mine. De toți, la rând. Doamna, atenție, în momentul care ați dedicat-o... Vă rog, continuați. Nu, așa e vocea mea, știți că așa e. E perfect de mic, puteți să vorbiți afară, vă aud bine. Da, da, merg și afară. Revenind, eu sunt pe partea juridică. Avem o propunere cu un contract. Avem un răspuns în care să spună, nu, domn, nu vreau atât, vreau mai mult. Sau mie mi se pare că trebuie să am 10 lei în plus. Și... ok, aia e negociat. Da, păi, bă, dacă știam... dacă știam, nu am fost de acord... Nu am fost de acord... La 2500 nu mi s-a mai propus contract. Am înțeles. Pentru activitatea mea. Stimată doamnă, dacă știam că asta... Dacă știam... Nu, vă rog frumos, haideți să nu denaturăm. Da, discuția de la doamnă, ce vorbim. Simplu. Noi vă facem o propunere, nu astăzi sunteți de acord sau nu să propuneți în plus. Ați făcut lucrul să vă rog să spuneți. Dacă nu mi s-a am spus că nu sunt de acord cu suma propusă. Și care era suma corectă? Da. Păi așteptam o altă propunere, nu, din doamnă, partea nu, dumneavoastră. Ok, atunci o să fac în scris și cu propunerea mea. Doamnă, asta aveți un termen în care să faceți lucrul ăsta. Nu v-a împiedicat absolut nimeni. Care este termenul și de ce nu mi-a fost adus la cunoștință? Pentru că nu este pentru prima oară când semnați. Nu, îmi pare rău. Trebuie să mi-i aduceți la cunoștință de fiecare dată. Păi nu știu, atunci conform cu ce îmi spuneți dumneavoastră conform că eu am... În conformitate, că așa e gramatica. Nu, în conformitate cu ce? Păi nu știu, spuneți-mi noastră. Păi că noi avem vă contraziceți singur. E adevărat? Atenție! Deci, dacă aveam un termen, trebuia să mi se comunice. Dumneavoastră îmi spuneți, i-am spus că nu sunt de acord. Și mi-au spus că nu sunt bani. Nu sunt bani. Da? Ok. Nu sunt bani. Da, nu exact. Nu mai vorbiți peste mine. Nu vă aflați nici într-un seriu de vă rog partid, să nu țipați, dar nu mă băgați cu partidele. Vă rog frumos. Ce să fac? Nu mă băgați cu partidele, că nu fac parte să din niciun partid. În niciun caz. În niciun caz. Doamnă, eu mă pot retrage, n-am nicio problemă. Nu, continuați, vă rog. N-am nicio problemă. Nu permit să continui sau nu. Ba, bineînțeles că vă permit. Chiar vreau să aud toate argumentele dumneavoastră. Ale mele? Da. Păi, dumneavoastră mediați, dumneavoastră mediați. Să încep să fac și niște lucruri mai ciudate. Dumneavoastră mediați. Revenind, ați primit o documentare. Da. Cu suma asta. Da. N-ați fost de acord. Da. Ați primit o ordine să zicem, băi, nu vreau atât, vreau atât. Nu, n-am trimis pentru că n-am știut că trebuie. Am făcut o obiecțiune asupra acelui contract și felul în care mi-a fost înmânat. Există pentru că de fiecare dată, de fiecare dată... Există vreo problemă de procedură, vă rog să mă comunicați care e. Da, faptul că nu am participat la comisia de negociere. Nu, doamnă, comisia de și faptul că nu. Și faptul că mi s-a făcut o evaluare și faptul că mi s-a făcut o evaluare a activității mele de care habar nu aveam și pe care o consider nejustificată și făcută într-un mod negativ. De acord cu noastră, este da. Opinia mea. Am contestat această evaluare în momentul în care mi-ați adus-o la cunoștință, că nici pe aceea n-am știut că o am și n-am știut... În momentul în care ați contestat-o, da. Înseamnă că aveți și un temei. Asta v-am întrebat. Care-i temei? Care-i temei contestării evaluării? Nu s-a încălcat procedura pe lucrul ăsta? Nu, evaluarea nu este justificată. Nu este justificată da. Evaluarea? Da. Am fost evaluată satisfăcător și consider că nu este corect. Am înțeles. Am dreptul să fac o contestație? Ce-ați făcut în sensul ăsta? Pasul 2. Am făcut contestația. Aștept să mi se dea răspuns de ce am fost evaluat așa, pentru că evaluarea aceasta a constat în diminuarea salariului meu. Corect? Și atunci problema care este? Că nu accept 2500 de lei în da. Mă aud. Nu mi-a plăcut 2500 de lei, mi s-a părut că e incorrectă analiza. Da. Contestat, ok, primit, vreau 6.000 brut. N-am primit vreun răspuns la contestat. Vreau 6.000 brut. 6.000 brut? Da, 6.000 brut. E perfect, uite, doamna are o propunere. Am o propunere, vreau 6.000 doamna, brut. Doamna, și o să vă rog să o analizați și să o introduceți în comitet de coordonare. 6.000 de lei brut. Da. Mă, mai puțin decât am avut până acum. Pot să vorbesc și eu? Nu, dar vreau să termin.
noi vorbim de secție. Pentru că de fiecare dată când am fost și am discutat cu domnul director, mi s-a atras atenția că nu sunt bani. Aș vrea... Da, am înțeles. Câte contracte au fost diminuate în urma acestei măsuri, că nu sunt bani? Da, nu cred că sunt atât de multe. Pentru că vreau să scot în evidență că nu faptul că nu sunt bani au dus la diminuarea contractului meu, așa cum s-a spus de la fiecare ședință, ci alte motive. Aș vrea să le aflu. Evaluarea pe care mi s-a făcut. Și de ce mi s-a făcut? Da, vă rog, asta întreb și eu. De ce sunt depunctată? De ce sunt depunctată? Doi oameni că discută, fac așa. Eu când afirm ceva, okay. De ce sunt... susțin, ascultați-mă, da. Nu susțin și afirmați. Vă spun imediat. Pare că dumneavoastră nu. Pot să vă... Ba nu, eu mai da. Insist, vă rog frumos. Da. Pot să știu de ce sunt depunctată la competiții pe luna martie, că s-a făcut o evaluare și pe o singură lună. În condițiile în care eu n-am avut competiții, de ce iau punctaj minim? Sau deloc. Păi dacă ați avut cum să fiți cumpărat? Păi, îmi pare rău. Înțeleg că aveți o contestație. Da, păi cum? Păi, dacă eu nu particip... Dacă eu nu particip... Dar tot circul, înainte de răspunsul la o contestație. Care tot circul? Ce că eu de... Ieri? Eu n-am făcut niciun circ ieri. Ieri n-a fost despre gimnastică. Ieri n-a fost despre noi. Doamnă, n-a fost. Dar are și dânsa, dar are și dânsa. Este un adult și poate să comunice. Ați venit la mine cu niște lucruri pe care nu le înțelegeți la nivel juridic. La mine lucrurile simple. S-a propus ceva? Nu e regulă. De ce nu e regulă? Comisie de contestație, punct de vedere. Despre ce vorbim acum? Comisia de contestație. Care despre este? Despre acest punct de vedere. Doi. Doamna vrea 6.000 de lei. Ieri, și te rog frumos, azi... Mi-aș cerut o... În două zile trebuie să țină comisia să-i dea, doamnei, pui 6.000 de lei în comisia de monitorizare. Brut. Dar nu știu de ce glumiți sau zâmbiți. De ce zâmbiți? Sunteți ironic cu mine? Considerați că după 14 ani, nu, dar considerați că după 14 ani în care eu am fost zi de zi în sală și am avut rezultate foarte bune, inclusiv o calificare olimpică cu o junioară crescută la noi în sală, da, să mi se propună doar mie și câtorva alți colegi diminuarea salariului, ați, da, am făcut contestații. Păi contestația, da, o an, mai trec două luni. Am competiție în luna iunie. Nu e o problemă, uite, în două zile. Păi este că trebuia să se rezolve lucrul ăsta mult mai devreme. Am așteptat o lună. De ce nu a spus ca să putem să introducem deja? Pentru că nu a fost vorba despre gimnastică. Au fost multe altele care s-au... Ieri a fost o ședință în care să vorbim despre gimnastică. Păi și atunci ați căutat acum. S-a acceptat domnul director. Doamne, ce s-a de la comisie. Noi am căutat să ne rezolvăm problemele noastre cu copii. Problemele noi ne-am dus să vorbim, să încercăm. Să ne și să plecăm data viitoare. Din punctul meu de vedere, dacă se discută despre lucrul ăla... Deci noi ne-am dus pe copiii noștri. Și dacă nu s-a discutat... Am încercat, am stat, poate ne băgă și în seamă. Că din vina cui nu s-a discutat. De la una la alta, probabil ați văzut pe înregistrare că nu avem ce legătură. Mm. Doamna, doamne, eu nu urmăresc înregistrările. Eu doar înregistrez când este normal. Înțeles, dar probabil v-a spus și Neva ce s-a întâmplat ieri acolo. Deci nu s-a întâmplat nimic. Bă, noi nici măcar, deși era ședința pentru copiii noștri, pentru problemele noastre... Ședința cum se numea? Ședință de... Monitorizare. A, unei comisii. Da. Păi nu vreți să-i întrebați, păi, de ce nu v-a băgat în seamă? Păi nu, dar nu dânsi nu ne-a băgat în seamă. Dar cine discuțiile. Domnul director nu a răspuns la nicio întrebare. Nu a răspuns la nicio întrebare, cu subiect, cu predicat. Da. Devia subiect. La directoarea de la RATP, nu mă interesează. Deci nicio legătură cu ce ne-am zis. Care e directoarea de la RATP? Nu știu și nu interesează. Da, nici. Bine, dar dacă tot vorbiți așa... Păi asta... Păi asta... Asta o... Și eu doresc 3.000. Consider că Sabina merită 3.000 brut. Sunt mama ei, este mică. Vă rog frumos, faceți propunere. Mulțumesc frumos. Având în vedere că aceste sume
sunt oferite în urma unor evaluări, considerați că nu avem dreptul să contestăm acele evaluări? Vă din contră, vă încurajez să faceți. Ok, dar trebuia să știm și că există acele evaluări și nota pe care am luat-o? Nu, trebuia să știți de anii de zile pe care i-ați petrecut. Nu, nu. În urma unei evaluări trebuie să-ți aducă la cunoștință și eventual să și semnezi că ai luat la cunoștință. Nu mi-a fost adusă. Nu mi-a fost adus. Țineți-vă de gimnastică, nu mă învățați drept. Despre... În momentul în care dumneavoastră ați făcut o contestație, e clar că se analizează tot, mi-e închipui că ați trecut și lucrurile. Eu vă întreb altceva. De ce? De ce evaluarea nu mi-a fost adusă la cunoștință în momentul care acela? Care înseamnă că este un viciu de procedură, doamnă. A, deci există un viciu. Nu știu, doamnă, eu o să verific. Dar eu păi vă rog, verificați. Clar. Eu vă spun foarte clar. Că de o lună și ceva de zile, atenție, de o lună și ceva de zile, continuăm. Eu mă duc la antrenamente fără să fiu. Da, bineînțeles, chiar vă rog, am să vă răspund la toate nedumeririle. Da. Eu n-am nedumeririle. Păi nu știu, ba da, sunt foarte multe acuzații care mi s-au adus și sunt total eronate. Am înțeles. Da. Revenim. Și era bine dacă aveam și ocazia să mă justific și să mă apăr. Și cine a venit? Nu v-am pierdicat, nu. Cum ați venit astăzi? Păi cum să mă... Mi-a cerut cineva în mod explicit? Astăzi, eu nu v-am cerut, în mod sigur să fiți astăzi prezent. Ați venit, ați cerut, am venit? Deci cine v-a împiedicat? Să vin să vorbesc oricum, de la mine putere, așa. Dar pe ceilalți? Păi am venit pentru că situația a ajuns într-un punct dramatic, așa. În care nu pot participa la o competiție națională pentru că nu mi se va aproba un referat de înscriere, având în vedere că n-am contract. Păi și de ce n-aveți contract? Pentru că nu am acceptat suma respectivă și, și procedura durează. Ordinea de zi de că trebuie două zile, că așa au stabilit tot timpul HL. Azi e miercuri, vineri, discutați și de bani, și de propuneri, și de cum să rezolvă contestația, dar asumat de la A la Z de către Comitetul de Coordonare. Pot să vorbesc și eu? Acum e asumat. Nu cerem de la domnul director decât să rămână și să finalizăm discuțiile. Dumnealui părăsește de fiecare dată ședințele? Doamne, dar rămân eu, acum se spune. Și referitor la ce va urma. Vrem și noi să finalizăm ceva, să punem pe hârtie ceva. La fiecare întâlnire nu stabilim... Da, procesul verbal nu are o concluzie. Ba da, nu ce scuze, dacă probabil ați fost atentă, în două zile va fi comitet de coordonare care va stabili și propunerea doamnei de salariu, va stabili și cum analizează... Toate lucrurile... Nu mai vorbiți peste mine, vă rog frumos. M-am săturat de niște. Vă cer scuze, dar discuțiile deviază de fiecare dată și de aia... Deviază prin faptul că tot timpul nu știți să respectați un dialog. Respectăm dialogul, numai că nu discutăm strict despre problemă. Am fost acuzate că ne interesează decât gimnastica adică. Nu este adevărat. Păi, normal ca să ne interesează. Dar trebuie să spun și după aceea... Nu. Dar vă rog, vorbiți cât vreți, eu vă las. Nu. Singura mea problemă este să nu cumva să mă... Aveți vreo reacție mai puțin ciudată. Că asta stau aici. Nu am reacții ciudate, pur și simplu sunt mamă și ajung și la un anumit punct în care nu am cum să mai am răbdare, pentru că mie una, sincer, eu nu am cum să o iau altfel, decât ca pe o bătaie de joc. N-am cum, vă rog să mă uitați, dar asta e părerea mea. Am înțeles, în continuare să știți că probabil că lumea se cite, n-am vorbit, vă rog, mă ascultați. Nu, vreau doar să concluzi că dumnealui deviază mereu discuțiile de la subiectul care ne... Doare pe noi. Pe care de consecință, simate doamne, și o să discutăm toate aspectele acum. Azi se face convocarea, miercuri vine comitetul de coordonare, decide dacă vă dă 6.000 de lei dumneavoastră, după semnătura noastră, dacă gimnastii dă 3.000 de lei și care este varianta de lucru vis-a-vis de procedura încărcată. Vă rog, simate doamne. Cer acordul pentru a vorbi. Comisia de monitorizare are aceste responsabilități să împartă bugetul secției de gimnastică și al clubului? Da? Păi cum? Că nu s-a ținut cont. Comisia de monitorizare de-a lungul timpului a angajat, a crescut salarii, a pus director, a făcut orice. De fapt, asta au vrut-o. E, dacă au vrut-o, acum este și momentul să rezolve problema. Păi da, iar eu nu cred că ei trebuie să rezolve. Nu cred că ei trebuie să rezolve problema. Și nu intră responsabilitatea dânșilor. Pentru că directorul instituției este cel care directorul stabilește. Da. Și pune în aplicare. De monitorizare
care de care n-a ținut cont niciodată. Care? De care n-a ținut cont în ultimele noastre ședințe și n-a răspuns la nicio întrebare și nu... Nu, ale comisiei. Domnul, pentru că eram și noi prezenți. Ce căutați? Cum adică ce căutăm? Ce întrebare e asta? Ce întrebare e asta? Păi cum adică ce am căutat dacă este, dacă era comisia legată de gimnastică ritmică? Cum adică ce am căutat? Din punctul meu de vedere, eu cred că trebuie să vi se rezolve problema legată de contestația noastră și să se răspundă în acest fel, argumentat într-o discuție între comitetul de coordonare și partea juridică și directorii de acolo. Punct. De asemenea, se va analiza pentru monitorizarea bugetului, că într-un final așa stau lucrurile în momentul în care se votează bugetul, da? Că asta este logica, că au depășit-o ei, asta e altă joacă, da? Este problema mea cu ei, da? Normal. Da, sunt de acord cu dumneavoastră că nu ne interesează subiectul acesta, ci strict pe ce probleme avem noi. Nu înțeleg privirea dumneavoastră și pauza aceasta lungă. Da. Ce am spus? Ce anume am spus? Că nu vă interesează. Păi tocmai ce-ați spus dumneavoastră. Ca să nu mai să vă deranjeze, am tăcut din gură. Da, bine. Și m-am uitat atent. Ok. Revenind. Problemele strict între primărie și consilier nu este treaba noastră. Problemele ca... nu este treaba noastră? Da, problemele nu sunt treaba noastră. Da, așa. Cer scuze. Bun. Revenind. Asta e situația. Vineri rezolvați tot. Iar rezolvăm cu altă ședință tot noi? Păi și cine vreți să rezolvă? Păi, când se face o propunere nouă de monitorizare a bugetului, care trebuie să vină în Consiliul Local și măcar trebuie să vină, da, se stabilează de un consilier. Ei vin, spun, băi, el are, așa vreau, bă, așa mai am o propunere. Ședința va fi ca cea de ieri, nu vom rezolva nimic. Mai am o propunere, ca să deblocăm toată această situație. Se poate să mi se încheie un contract de voluntariat ca să pot participa la campionatele naționale până se rezolvă problema salariului? Păi, din punctul meu de vedere, în două zile se rezolvă singur. Și, vă rog. Adică, elaie, bălaie, vor, nu vor. Dau banii ăștia, nu dau banii ăștia. Dacă nu se rezolvă, putem lua în calcul și această variantă? Atunci, sigur, văzând și făcând. Din punctul meu de vedere, nu am o apăsare în sensul. Atâta vreme cât am făcut o solicitare, ieri în sensul ăsta, să încheiem un contract de voluntariat, măcar să mergem la concurs. Sigur, pentru că noi nu avem certitudinea că vineri se va rezolva ceva, având în vedere eu tot ce se întâmplă eu de fiecare dată. Dacă va veni aceeași comisie... Ea e comisia, nu e alta, e numită de fost locat ce vrei să intenții. Dar nu este vorba de comisie, că nu comisia a fost cu rea intenție. Aceleași de discuții în care... Panturajul respectiv, nu știu ce să zic. Am o rugăminte la dumneavoastră. V-aș ruga, fiind un executiv și un fost antrenor, că la ora actuală este fost antrenor, nu are contract, și comisia de monitorizare, să participăm decât la nivelul ăsta. Antrenorul să fie, pentru că așa cum spuneți dumneavoastră, fiecare din sală, cum s-a întâmplat ieri, ia cuvântul și nu se înțelege nimic haotic. Și rugămintea mea este să nu mai participăm în formula asta. Pentru că, exact cum este un contract între antrenor și executiv primăriei CSM-ului. Numai, pentru că nimic. Și dumneavoastră ați participat, da, la bineînțeles. Cea haotic show, ca să spun așa. Sunteți de acord cu treaba asta? Da. Pentru că nu veniți, normal. Unul țipă într-un fel, neavând nicio implicare. Eu știu, sunteți părinți și eu sunt părinte, dar nu este ok. Da. Dumneavoastră trebuie să încheiați un contract cu instituția, da, nu? Da. Pe care noi nu l-am refuzat față de dumneavoastră. Și m-am interesat și am zis că până acum trecut în gură. Da. Mi s-a propus un contract. Da. Dumneavoastră ați fost invitată să veniți la sediu. Ați dat un SMS că nu puteți veni în ziua aia, dar n-ați mai venit nici în altă zi. Păi când să vin în altă zi? Păi, așteptam să mi se dea răspuns la obiecțiunile pe care le-am făcut pentru primul contract. Dacă n-ați venit să vă luați măcar de vezi prima tură de contract, am văzut prima tură de contract. Ați fost proștință de el. Păi despre ce vorbim? Despre acel contract vorbim, despre care mi-a fost adus la cunoștință și pe care nu am vrut să-l semnez. A fost o propunere. Dumneavoastră, dacă aveți obiecții, puteți face atunci. Da, l-am făcut. Și-am aștept... după o perioadă de... Nu, la două zile le-am făcut obiecțiunile și mi s-au răspuns. Domnul, la nivel de salariu, ce scris în el? Că mi-e chipul despre asta. Nu, că nu am făcut propunere la nivel de salariu, ci despre modul în care s-a stabilit acel salariu.
Pentru că informațiile le aveam că nu sunt... Care că ajungem iadă. Eu vă întreb așa. Procedura de negociere. Încalcă procedura de negociere? Da, pentru că nu am fost chemată la negociere. Nu a fost chemată la negociere? Da. Se menționa un proces verbal și am cerut și eu să văd acel proces verbal al comisiei de negociere, care era stipulat în contract. Iar la acest dacă îmi permiteți, am verificat. Am verificat. Și tot bate monedă pe acel proces verbal de negociere. Da. Doamna, cu părere de rău, s-a stat în afara jocului până acum. Da. Nu, dumneavoastră a spus, revin, informată de un rău de contract. În urma unei evaluări, dumneavoastră putea să vă prezentați la sediu. Vedeam evaluarea și pe urmă spuneați în cheamă o minută de ce nu vă convine acea propunere. Domnul Rădulescu, evaluarea mi-a fost adusă la cunoștință în 19 aprilie, în momentul în care am avut ședință de consiliu. Eu nu am luat la cunoștință niciodată de acea evaluare înainte. Habar nu aveam că s-a și întocmit. Pentru că tot cu acordul dumneavoastră vin și spun, de fiecare dată când ați venit la o discuție vis-a-vis de contracte, ați venit cu Comisia de Monitorizare. Și niciodată n-am avut o fi... Nu este adevărat. Doamna... Îmi cer scuze, pot să intervin? Da. Pot să vorbesc? Ședința care am s-a primar, ținut... Suntem în primărie, nu pot să... Am vorbit, doamne, eu v-am spus doar să n-am de vreo reacție de a fost prezentă Comisia de Monitorizare. A fost prezentă, dar noi nu am știut că este o evaluare făcută la antrenoarea noastră. Nu, nu, dumneavoastră a auzit ce v-a spus Rădulescu. Rădulescu a spus așa, în întâmplare, când s-a făcut evaluarea și a fost prezentată la comisie, aceea pe care domnul Simona trebuia să știe. Doamne, ascultați-mi ce spuneți. Atât v-a spus omul, și anume, în momentul în care s-a pus la dispoziție evaluare, era și Comisia de Monitorizare. Și nu ați spuneți nu, după care ne spuneți același lucru. Nu, domnul Rădulescu a spus că... deci, din ce am înțeles eu, că... eu consider că doamna Simona ar fi trebuit să știe de această evaluare înainte de a Da, aveți grijă de copiii noștri, vă rog din suflet. Eu cred că am avut grijă de copiii dumneavoastră niște ani. Nu mi se pare, permite să spun. Atunci faceți afară, vă rog frumos. De ce să faceți așa? Păi nu are, dacă tu nu am grijă, de ce vorbiți cu unul care nu are grijă? Vă rog frumos, părăsiți sala. Ce să fac? Grijă, da? Ce știe copiii noștri, vă rog frumos. Chiar de bun, poliția. De ce? Păi ce v-am văzut? Nu, dacă vă deranjează, hai. Nu mă deranjează. Să vină că am fost la lucrarea să stă acolo. Ce e asta, mă? Aveți impresia că faceți circ cu mine, să luăm grijă de copiii voi? Dar cine v-a făcut bugetul? Ani de zile! Nu vedem bugetul. Nu, nu bugetul cu ăla doamnă. Mă iertați, am cheltuit ceva cu gimnastica rindică din bugetul anul ăsta? Nu, pentru că nu s-a votat. Poftim? Nu s-a votat. Avem un buget al secției de rindică? Da. Și s-a cheltuit vreun ban din bugetul acela? Anul acesta am cheltuit vreun ban cu gimnastica rindică? Eu zic că da. Ce? În afară de banii de pe contractele de activitate sportivă, pe competiții s-a cheltuit ceva? Pare că s-a cheltuit, o banii noastre recunoști. S-a cheltuit banii noștri? Nu, nu s-au cheltuit. Nu s-au cheltuit din buget. Am înțeles. Da? Deci nu s-au cheltuit din buget. Vă rog frumos, să fim corecți. Suntem foarte corecți. Sunt să fim corecți. S-am grijă de copiii dumneavoastră, vă rog frumos, bine venit. Să aveți grijă de copiii noștri. Stimată doamnă. E un sport, într-adevăr, mai puțin mediatizat. Adevărat. Dar, fără, puteți, nu e nicio joacă, nu e genul. Știu că... Da, anul trecut a fost. Da, acum 2 ani. Da, acum 3 ani, când se era. N-a fost nevoie. Nu s-a gândit nici atunci buget. N-a fost nevoie. Doamne, nu s-a gândit nici atunci buget? N-a fost nici ce aveam. Stimată doamnă, s-a gândit sau nu buget? Nu știu dacă s-a gândit. N-a fost nevoie pentru că ne-am mulțumit. Numai că anul ăsta n-am avut absolut deloc niciun sprijin. Asta e problemă. Am înțeles. Perfect. Și mă adresez doamnei antrenor, să nu vă supărați că nu vă iau din metru și nu la ce se face referire că nu s-a cheltuit din bugetul secției de gimnastică în anul acesta până la data de astăzi? Pe competiție. Numai puțin. La ce nu s-a cheltuit? A făcut o afirmație că nu s-a cheltuit anul acesta din buget. Da, nu am avut
aprobate, competiții. Competiții la nivel internațional, cu toate că am buget în... Nu au fost aprobate. Ați depus un calendar competițional la acest anul? Da. S-a respectat până acum? Nu. De ce? Pentru că nu mi-au fost aprobate competițiile internaționale. Internaționale. Erau da. Trecute în calendarul competițional? Da. Da? Și când au fost aceste internaționale? La, în primele luni ale anului. În primele luni ale anului? Martie, aprilie. Și ați făcut referat, s-a făcut referat și nu s-a da. Aprobat? Da. Și știți, ca idee, că ni s-au tăiat 3 milioane de lei din buget? Nu. Sunteți? Da. Eu am buget, deci eu am un buget da. Aprobat, nu foarte mare nici el, și nu mi-au fost aprobate nicio competiție. S-a plătit o singură taxă la competiția din Ploiești de 2000 de lei, atât. Eu vă întreb, noi astăzi răspuns. Da. O să verificăm, să vedem. Bun, alte întrebări. Deci vom avea posibilitatea să participăm la campionatele naționale din luna iunie, indiferent de modalitate, că sunt voluntar sau pe contract. Nu am niciun fel de problemă dacă juniorii se respectă lucrul ăsta, asta face 1, 2, peste 2 zile lămuriți. Cine și ce sume vreți noastră? Da, m-am cerut o sumă pe care consider... Pe care, bineînțeles că este vorba despre mine și de studiile mele profesionale și de experiența pe care o am și sunt și eu capabilă la vârsta asta să pot să spun o sumă pe foarte care consider că o merit. Foarte corect, doamnă. Da, vă rog frumos să spuneți, o susține și în fața comisiei. Da, o susține comisia în fața... Comisia spune, da, okay. Aia face. Nu știu dacă comisia va avea posibilitatea să răspundă. Dar cine vreți să nu doamne, știți ce mă deranjează mine, de fapt, în toată discuția asta? Ia la spune. Și care nu sunt la masă asta. Iar de dumneavoastră nație... La și care nu sunt la masă asta. Când am spus atenție, este nevoie de cel puțin același buget pentru competiții și restul mi s-au tăiat în ședința de Consiliu 3 miliarde. Pot să intervin? Vă rog. Domnii consilieri, la una dintre ședințe, ne-au explicat că aveți sau avem la CSM aceeași sumă de bani ca și anul trecut. În acest moment. Vreau să considerați că deplasările. Da. Noile sume, prețurile care au crescut, pot fi la nivelul anului trecut? Cu 3 miliarde, nu știu, nu mă pricep la calcule, dar... 30 de miliarde. 30 de miliarde noi, în plus, vă mai da. Spun un lucru, dacă noi ne încadram, ce ne ducea, ne făcea să nu rectificăm și spre sfârșitul anului să nu se duce un altă poate văzut că noi cheltuim. Dar să-i avem pe cine ne împiedică, doamna? Nu știu care au fost hotărârile consilierilor. Nu vreau să vă băgați în tehnicile astea administrative. Cu siguranță nu secția de ritmică are un... Cu siguranță nicio secție nu are. Un... Am auzit un fel de lucru cu directorul anterior care a semnat contractele pe la basket, dar toată lumea e foarte supărat. Că nimeni nu mai știe nimic. Am auzit multe lucruri și dacă doriți eu pot să secția de gimnastică ritmică nu are așa de multe cheltuieli. Eu v-am explicat care este situația. În și club. V-am spus simplu, am propus da. Un buget mai mare, pe o logică legată de ceea ce înseamnă campionat competițional, cu tot respectul pentru noastră neapărat la gimnastică. Și s-au tăiat. De la competiții s-au tăiat sau de în total? Bugetul. Da, nu s-a aprobat. Știu foarte bine, măcar bugete, nu mă pricep. Vă pricepeți dumneavoastră, dar mai învăț. Eu și nu mă pricep la buget, context, nu afirmați context, niciodată. În acest context, da? Să stabilească ei cum rupă. Dacă ajunge până la final, dacă n-ajunge. Pentru că am explicat acolo și toată lumea vorbește de 3 ani de zile apropo de susținerea sportivilor. De faptul că nu știu ce lucruri se întâmplă la CSM și la CSM se întâmplă lucruri absolut ok. Ăștia în Spania și-au crescut prețurile, sunt și niște datorii din urmă. Da? Ăsta e buget. Ce s-a întâmplat? S-a ridicat mânuța la dispoziția tot uneia, care vine și spune nu. După care vine să spuneți că lucrurile este n-am niciun fel de problemă. De ce n-a... Dar comitetul de coordonare, de monitorizare, de cum vreți, are și procesele verbale de întrebări.
cum angajau oamenii ăsta, mi-erau că de astăzi doamna are salariu dublu. Nu știu cum, dar mă rog, ca să ne rămâri. Eu nu cred că am vreodată am avut un salariu pe nemerite. Da, am înțeles, aici vorbim de... Că toate le luați așa, de asta, relaxați-vă un pic. Vă explic, eu trebuie să... Sunt foarte relaxat. Eu trebuie și... Mulțumesc. Chiar. E, în acest context, unii s-au hotărât la ceva. Și dacă toți s-au hotărât la ceva și dacă toți sunt interesați de niște lucruri, să le stabilească, frate. Am înțeles. Pot să intervin? Evaluarea care mi s-a făcut de satisfăcător și care a influențat suma, tot comisia a realizat-o? Nu. A. Nici n-are cum. De bugetele, normal. Păi aici vreau. Aici vreau să ajung. Și astea, pe fiecare secție, dar aici vreau să ajung. Dacă aveam o evaluare, dacă aveam o evaluare, domnule, evaluarea este jignitoare, da? Mă jignește și îmi jignește activitatea. Am înțeles. Da. Reveni, e vorba de și tot de bani. Care nu mă simt că sunt în afară. Dacă aveam o evaluare de foarte bine și mi se propunea suma de 2500 din motive obiective, aș fi înțeles. Dar am avut o evaluare de satisfăcător. Revenim. Și mi s-a propus minimul din barem. Și atunci? Și dacă atunci... erați de acord cu 2500, de ce vrei 6? Nu, pentru că evaluarea nu a fost corectă. Înțeles. Da? Și pentru că știu că... De ce doar de la ritmică se diminuează? Aici este o eroare mare. Bine, câteva contracte. N-am făcut drept, nu cunosc legile. El la ședința care a vrut să fie ședință, domnul director Cuchel a susținut și suscitare că doar dumnealui poate să semneze un contract. Acum dumneavoastră veniți și spuneți că comisia de monitorizare ar putea să propună mai mult sau chiar să fie de acord cu propunerea, orice propunere, cu 15 mii. Este adevărat că domnul director doar dânsul poate să spună o sumă sau... Să semneze e foarte corect. Să semneze, dar nu doar dumnealui. Și să decidă. În să baza decidă... deciziei Consiliului Local. Domnul director, el a susținut suscitare că doar dumnealui decide cum vrea. Pe cum propunere? Propunere pe care o face nu și ați propunere. Propunerea a fost adânsă. Doamnă, vreți să înțelegeți ce vă spun sau nu? Păi asta, eu semnez contracte da. În numele executivului pe deciziile pe care le-a Consiliul. Da, doar eu pot să le semnez și să le propun. Dar pe deciziile pe care le-a Consiliul. Asta vă spuneam. Pe decizia pe care o ia Comitet de Coordonare, sigur că asta se va face. Dar doar el poate să le facă. Am înțeles. E o procedură simplă. Eu n-am înțeles lucrurile astea. Ieri domnul director a dat de înțeles că doamna lui semnează fără să ia în considerare comisia de monitorizare. Doamne, și nu numai să semneze, să ia decizia. Pentru că ceea ce nu înțelegeți dumneavoastră este următorul lucru. Au tăiat. În momentul în care au tăiat, ei trebuie să aranjeze într-un fel bugetul, fiind sau nu de acord cu ceea ce înseamnă asta, pe da. Tot ce înseamnă CSM. Eu acolo îi aștept. Nu. Eu acolo îi aștept. Adică, doamne, eu acolo îi aștept, dacă am hârtia asta, da. Pot să fac în hârtia asta un avion sau o solniță, nu? Da. Nu. Pot să fac în hârtia asta, vă spun, atâta ea. Da. Da. Și rămâne doar atât în partea cealaltă. Bă, perfect, dacă ați lucrul ăsta, spuneți-ne și celor. Asta puteți face dumneavoastră ca director sau comisia de monitorizare? Asta nu, eu pot să fac, să supun atenției comisiei care stabilește cum împarte lucrurile. Din momentul respectiv eu le pun în care. Dar comisia aia, exact cum sunteți dumneavoastră, va trebui să explice și la noi, și la vorba, și la noastră. Peste tot. Da, clar. Să explice. Asta vreau, e singurul lucru pe care îl vreau. L-am cerut de la început. De asta v-am spus că sunt niște lași care nu dar noi ne bătim în jurul... Nu, ne bătim în jurul nimic, doamnă. De 2 luni de zile. Doamnă, de 2 luni de zile ne spun stabiliți. Cum vreți voi? Tăiem de la fădar, perfect. Luați oameni de la fotbal, spuneți-le la revedere. Tăiem de la patinaj, tăiem de la atletic, tăiem. Spuneți-le părinților lucrul ăsta. Nimic altceva n-a cerut. Nu de 2 luni, de 5 luni. Dar s-a tăiat la gimnastică. Drastic. Eu n-am o problemă. Drastic. Cea mai bună s-a dovadă este că în momentul ăsta la gimnastică asta drastic. Se discută. Dar nu are relevanță. Dar are relevanță. Da, doamnă, deci că nu a fost exact echitabil. Exact cum este dumneavoastră, aș putea să pariez că într-o lună de zile da, niște băieți nu a fost echitabil. Bun, nu este echitabil. Cine a făcut împărțirea? Fac
acest comitet de coordonare monitor. Dar de unde știți, doamna, păi că știți activitatea? Dar nu domnul director a împărțit și a stabilit sumele? Domnul director face o propunere care este monitorizată și avizată de această comisie. Că de-aia e comisie de monitorizare. Ce credeți că fac? Dar să vadă dacă sunt știe comisia ce a propus domnul director în privința tuturor salariilor? În mod sigur, da. Unu și doi. Dar propunerea cui a fost? A noastră. A domnului director, da? Așa. Și? Ok, deci dânsul a împărțit echitabil banii pe care îi avea la dispoziție? Dânsul aceste a două a luni? Aceste două luni? Stimată doamnă. Vă rog, vreau și un răspuns clar. A făcut o împărțire echitabilă pe aceste două luni? Pe analiza dânsului, da. Pe evaluarea după care aceea s-a dus care, cu ea, prin care mi-a discreditat. Stimată doamnă, după care s-a dus cu ea și da, s-a stabilită comitetul de coordonare. Cum? Deci o să întreb și eu pe dânsii dacă dânsii au stabilit salariile? Dacă dânsii și-au dat, doamna, și-au aprobat salariile? Păi ia domnul Bicon, ia domnul Caidola, te rog de frumos. Ca să vedeți cine stabilit. Referatele pentru competiție, de ce nu au fost aprobate? De ce nu au fost aprobate? Da. De ce? De conducere. Nu știu, au fost aprobate sau nu, asta trebuie să le verificăm. Nu, au fost refuzate, nu au fost aprobate. Cine a fost refuzat? Competițiile internaționale. Dar tu, de fapt, ești vină tăiat banii, am mers doar pe campionatul național și Cupa României. Dar toate secțiile. Dar toate secțiile. Deci, înțeleg? Nu. Dar vă rog, răspundeți-i scris, doamne. Da, o să răspund. Dar aveți buget. La toate secțiile. Există buget pentru ritmică, pentru competiție. Da, doamnă, dar bugetul ăsta trebuie să ne țină până la capătul anului. Da, așa este. Nu aveam câteva. Da, știi ce mă trebuie? Luna iulie ni s-a spus că au bugetat. Nu, până la 1 iunie, că ne pune cheia pe ușă, cum a spus el. Rămâne fără bani, la 1 iunie rămâne fără bani. Am absolut toate secțiile, aia am spus. Păi nu este vorba de gimnastică ritmică. Domnul consilier, a spus că omul a spus tu lunii iulie. Dumneavoastră a spus că la 1 iunie puneți închide CSM-ul. Da, mă, imediat vă întorc. Haideți să ne lămurim asupra unor lucruri. Aici este diferența între noi, sau între mine, și unii guralii. Normal că de aia stăți în funcție de banii. De aia stăți în funcție de banii, nu de aia. Păi, care este adevărul? Adevărul este al domnului director sau al domnilor de la comisie care au venit? Adevărul este că după data de 1 iulie se poate face rectificare. Dar mai e o condiție obligatorie. Să mai fie și bani. Adevărat, dar noi n-am cheltuit pe... Alo, să mai fie și bani. Noi n-am cheltuit nimic și... Ca să ne lămurim. Doamnă, oprește-te odată, pe bune! Vă rog să nu țipați la mine. Păi dar nu țip, da. M-am săturat. Vorbiți peste, știți buget și tot. E ceva ce nu știți? Vă rog să nu țipați. Este ceva ce nu știți? Eu ridic tonul și vorbesc cum vreau eu. V-am spus, sunteți nemulțumită, puteți să ieșiți. Pentru că știu și ceea ce se întâmplă în momentul în care vorbim doar din gură. Dăm din gură că după 1 iulie se pot face rectificări. Da, dar mai trebuie să ieși și bani. Adevărat. Doamna Simona și fetele nu au luat deloc. Doamnă, bani, să aveți curent electric, doamnă. Să aveți încălzire acolo, doamnă. Deci întrebarea mea din nou. Comisia de monitorizare a știut sumele propuse de conducere către antrenori? Pe insolopologică, dacă n-ar fi știut de ce n-au zis, băi, dar nu, de ce nu e asta? Cum ți-ai permis, mă, să o evaluezi pe doamna Puiaș? Da, au spus cine a făcut evaluarea și de ce am fost evaluat așa. Pentru că le știau. Aia e altă treabă. Nu, deci ați contestat, este o altă treabă. Le știau și le-au întrebat pe domnul. Dar le știau pe toate. Nu cred că au știut că s-a propus de 2500 la gimnastică ritmică. Și noi înțelegem obligația că am fost... Obligația este foarte simplă, să fac să funcționeze niște lucruri și când cineva, îndrăznește să spună că nu susțin, eu am luat o primărie în faliment. Și de 3 ani de zile vă desfășurați activitatea. Și m-am săturat de ipocrizie. Da. Toată lumea vine și vorbește, ne ajunge până în iulie. Vă spune de iulie, obrăznicia dumneavoastră, care nu are vreun temei la nivel procedural pe ceea ce înseamnă buget, nu mă determină să vă respect mai mult sau mai puțin decât activitatea. Pentru că diferența este că în momentul în care după 1 iulie o să uite niște gurcași toți așa și o să spună de unde luăm bani, v-am spus, este simplu, da, procedural după 1 iulie spune legea că o să-și rectifică. Să ai și bani! Da, domnul primar, am înțeles. Deci, iar de 3 ani când îndrăgim deci eu sunt... Eu doamnă, nu spuneți, de 3 ani de zile n-am făcut nimic altceva decât să mă întâlnesc acestea.
Este doamnă, nu mai vorbiți peste mine. Mi-a ajuns suficient. Atenție! Nu puneți. Eu nu sunt. Nu-mi țineți ritmul. Nu spuneți ceva ce n-am afirmat. Vă rog, atât. Am spus să aveți grijă de copiii noștri și v-a rugat să aveți grijă de copiii noștri. Stimată doamnă, să am grijă de copiii dumneavoastră și de ce înseamnă oraș. Am grijă de 2020 oraș la nimeni. Nu foarte mult, dar să aveți grijă și de copiii noștri. Am înțeles. La un moment dat ne vom vedea și în civil. M-aș bucura. Nu, nu am nicio problemă. Credeți? Revin, îmi pace rugăm. Să veniți la discuții dumneavoastră, ca să nu mai iasă acest tâmbălău. Adică, așa este normal, să veniți să discutați, să vedeți răspuns. La contestație, nu? La evaluare. Răspunsul la evaluare și... Adică, mai mult de atât, ce putem face? Da, păi, dar trebuie să veniți putem personal. Să facem. Da, să o să vin personal. Personal. Da. Să nu mai iasă, cazul unul întreabă ceva, altul întreabă altceva și nimeni nu mai înțelege nimic. Am așteptat răspuns la obiecțiunile pe care le-am făcut, le-am primit la o lună de zile fix. În termenul legal, nicio problemă, dar asta nu a dat dovadă că se dorește o soluționare cât mai rapidă. Ședințele lor și dese, cheia mai la succese. Am terminat, mulțumesc. Se face proces verbal, o semnet, vă rog ca după ce se termină, pui la dispoziția tuturor să se semneze. Vineri, cum poți astăzi, vine ședința, se semnează că e așa, aia se întâmplă. Când mai pot să stau? Putem avea și noi, de ce trebuie de astăzi, vă rugăm noi? De ce n-ați auzit ceva? Toată lumea semnează proces verbal. Așa se întâmplă, deși cum asta cunoaștem. Tot în general, când facem proces verbal, toată lumea semnează. E treaba de înregistrat. Păi nu, trebuie înregistrarea ta scrisă, după care okay. Se dă după ce citește ce se întâmplă și ce a spus. Stabiliți o oră cu domnul director. Poftim? Stabiliți o oră cu domnul director. Bine. Da, trebuie să văd, am o... dimineața am o... Păi nu, a zis bine doamna, mă ajutam unde tot. Da, în cursul zilei... În cursul zilei... Că noi nu putem convoca în cursul, noi trebuie să dăm o oră când convocăm comitetul de mobilizare. Nu putem să spune, să spunem, înțelegeți că da. Intervin la 9.30. Intervin nu pot vineri la 9.30 pentru că avem o inspecție și trebuie să fiu prezentă. Despre dar asta vorbesc. Păi asta am spus, mă duc la școală, văd ce probleme am și vă comunic imediat la ce oră aș putea să ajung la club. Că știți că acolo când ați venit la discuții, ați dat mesaj că nu puteți să sunteți la notare. Păi la discuții m-au invitat de pe zi pe alta și le-am explicat că nu pot ajunge pentru dar că aveam... Dar nu mi-ați mai dat un alt termen, doamna Foi. Păi nu, eu n-am dat, într-adevăr. Să spuneți, doamne, pot să vin poi mine la ora de... Nu, da, n-am dat, într-adevăr, n-am dat niciun termen. N-am dat niciun termen. De anume, singurul lucru, singurul lucru pe care mi-l doresc da. Este ca niște flori căi care taie buget, care au obligația să facă niște lucruri, să-și asumă. Scris! Și nu este nicio problemă. Deci vă... După 1 iulie avem buget de... Da, dacă face rectificare și rectificarea cum o facem? Dacă avem bani? Asta s-a omis. Fixește. Iar după 9 iunie ne vom lămuri. Ne vom lămuri vis-a-vis niște chestii care scrie niște procedură. Adică eu am crezut că nu ați primit contestația voi și atunci vă ciupuram nimeni. Contestația jurist, voi, analiză de ce comitet de coordonare cu proces verbal AE. Doamna vrea 6.000, este evident că e vorba de sumă. Doamna vrea 3.000. Ok, poftiți. Cum le dăm până la să-și doamne, de unde luăm, ce facem? Hârtii. Procese verbale de la A la Z și de unde se ia, că nu e. Dăm 6.000. Perfect. Dăm 6.000 ori atâta luni, înseamnă că luăm dintr-o parte. De unde luăm? De acolo. De acolo luăm. Așa se fac domnilor bugetele. Și de se unde asumă s-a tăiat? Niște activități. De unde nu, s-a eu tăiat? Sunt de acord ca doamna Puiu să ia 6.000 și eu sunt de acord. De unde s-a tăiat? Păi nu știu, doamnă, de oriunde doresc ei. Păi este atât de simplu. Aici înseamnă să ai nădragii pe tine. N-am fost la minim până acum. Stimată doamnă, s-a tăiat? S-a tăiat de la noi foarte mult. Doamnă, corect? Ca să se pună, la fel de corect, cine ca să tăiat pună, de la noi? Ca să se pună, stimată doamnă, înseamnă că de ei suma asta
o luăm din altă parte. Că dar trebuia de... să rămână aici, păi, doamne, că au puteți... fost. Păi doamne, nu vă supărați, nu puteți să avem mai mare bugetul decât e cel aprobat. Păi nu, dar față de anii trecuți trebuia să rămână la fel. Sau ar fi putut să rămână la fel. Un pic bugetul, da. Cu tot respectul. Am înțeles. Eu dacă am 10 lei și 10 lei și 10 lei, da. Și am luat 2 lei și am dus în altă parte. Când s-a diminuat, s-a diminuat foarte mult de aici. Dar s-a diminuat foarte mult. Doamna, m-a ascultat 10 secunde. Da. Păi nu mă impresionează. Nici Roberta, nici nimeni. Dar ce treaba mea cu Roberta? Vă spun eu. Da, și o să discutăm după. Dacă iau și aduc, ascultați-mă, dacă iau și aduc din nou aici 10 lei, înseamnă că iau din altă parte. De unde? De unde? Dar de aici de ce i-ați luat? Doar de aici. Când ați făcut bugetul, de aici de ce i-ați luat? Când ați făcut ce buget? Bugetul CSM-ului, de ce i-ați luat de la Ritmică? Așa a venit și s-a votat, da. A, da, s-a tot votat? Bugetul CSM-ului, nici asta nu știți până acum că lucrez. Incredibil. Bugetul CSM-ului, da, este votat de către Consiliul, ca orice buget. Ok, a votat un buget. Cine a luat decizia să ia de la noi? Doamnă, oricine ia decizia, dacă nu ar fost de acord cu această decizie, puteau să facă amendament, să spună stop, nu! Da, n-au, nu cred că au avut așa... Cei de la comisie au spus că... Curiozități asupra gimnasticii ritmice, să vadă exact ce s-a întâmplat cu gimnastica ritmică. Deci, așa de aplicați pe acolo, uite, mai avem un viceprimar în acest sens, mai avem... De ce n-au făcut propunere? Bă, tu ai propus 7 lei, bă, e o prostie 7 lei, eu cred că trebuie să rămână 10. Și atunci, în momentul în care se discută proiectul de hotărâre, da? Se spune așa, de acolo se iau și se pun 10 la asta și așa se votează. Așa se deci când s-a votat bugetul, era stabilit clar salariul toate meu? Toate sumele estimate, domnule. Toate sumele? Nu, toate pe contract, pe contracte, a, nu? Deci, dumneavoastră, de fapt, asta e treaba, salariul. Bineînțeles că este și salariul, că am și eu copii de crescut. Doar salariul, nu și salariul. Nu, și salariul. Că în rest îmi fac datoria cu responsabilitate față de cum vor alții să transmită. De, nu, cui trebuie, da? Unde? Să transmită, să transmită mai departe. Da. Imediat, să transmită. Prin informări, să transmită în evaluare. Au transmis în evaluarea mea aceste mesaje. Cui, doamne? Păi cui? În structurii sportive. Cum adică cui? Sunt evaluată că nu ajung la antrenamente la timp. Nu mă ajută, eu sunt foarte tehnic. Tehnica nu este așa, am buget, ăla îl fac. Cine a făcut bugetul? Bugetul? Păi, noi. Ok, cine a împărțit și cine mi-a oferit 2500? Eu. Ok, deci despre ce vorbim? De ce ați luat de la noi? De ce ați luat atât de mult de la noi ca să dați la alții? Doamne, sau nu știu? Nu înțelegeți nimic din bugete. Nu poate să vă nu înțeleg nimic, nu? Pe bugetul la... Pe bugetul la... Pe buget ce s-a întâmplat? E foarte simplu, doamnă, tot bugetul de la asta este tot. Salarii cu tot, da, este o sumă maximă. Da. Nu vă taie, nu vă face nimeni. Nu. Și împărțirea acelei sume, în mod echitabil, tuturor, nu doar de la gimnastică tăiem, da? Și la restul le lăsăm la fel sau nu știu. Așa. Da? Cine a făcut aceste lucruri? Direcția care a propus... Și vă întreb de ce? Asta, spuneți dumneavoastră, că dumneavoastră ați contestat asta. Păi dacă aveți același buget, asta vă și întreb. De ce am avut o evaluare negativă? De ce mi s-a propus această sumă? Vă întrebați pe mine lucrul ăsta? Păi eu buget? L-am întrebat și pe domnul director și mi-au spus că nu sunt bani, cum îmi spuneți și dumneavoastră. Poliția, vă rog eu frumos, că vreau să o identificăm pe doamnă. Haideți, vă rog, haideți să nu mai... Hai să ne... Deci, știu, dar eu nu mai pot să stau, am și alt program. Ce, să mă identifici? Eu nu mai... Ce să mă identifice? Să știm exact așa cine, pentru că eu vreau să te dau judecată. Da-ți. Insist. Vă rog. Pentru toate lucrurile vor să spuneți. Și încă nu vă faceți nici doar. Ce lucrurile te-am spus? Confiți? Ce lucrurile te-am spus? Sunteți și tata pe peste. Nu, să faceți chestia asta. Unde am să spuneți lucrurile? Doamne, dacă sunt citat și nu sunt bun femeie, eu dacă sunt citat... Vă rog să vă dați și nu vă spuneți. Asemenea, bun ori, dar aveți grijă să nu vă dați. Haideți! Ia uzi, haideți! Da, rămâne să vă dau un mesaj cu ora pe care, la care pot să ajung bine? Da, cât mai repede. Vreau să vă spun că în momentul când au fost inițiate de unul pe care au făcut 23 de ani, la 9.30.
Pentru vineri aveți altă problemă? Da, vineri am o inspecție în școală și trebuie să fiu prezentă și nu pot să ajung. Și nu a fost niciodată nici ora intenție. Atunci am putut. Nu, nu pot. Nu, nici nu pot joi. Vineri. Joia mori, ies la 4, nu pot. Aștept mesajul, aștept mesajul pentru vineri la ora 10. Bine, în jur de 1. Pentru că apăr copilul și mă duc să am spus adevărul. Păi, e inspecție, durează 4 ore de la 8 la 12. 12 jumate. Bun. Încep, da, vă spun și vă dau mesaj. Da. Dar adevărul ce s-a spus. Bine, știu și ce lucruri urâte. Nu, ce se da? Știu și eu ce înseamnă lucruri urâte. Bună ziua! Bună ziua! Hai să vă ia doamna! Nu, am plecat de bunăvoie! Haide, Roxana! Roxana! Faceți tot posibilul, duceți-vă bine!